Să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu în Cartea 2 Împărați, capitolul 4, în Biblie, pagina 392. 2 Împărați, capitolul 4, începând cu versetul 8. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stăruită el să primească să mănânce la ea. Și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. I-a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta, care trece totdeauna pe la noi, este un om sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus, cu ziduri, și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic, ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său Gehazi, cheamă pe sunamita aceasta. Gehazi a chemat-o și a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns, eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă-o. Gehazi a chemat-o și a venit la ușă. Elisei i-a zis, la anul, pe vremea aceasta, vei ținea în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu amăgi pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu. Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mamă sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mamă sa. Și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la amiază. Și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță, vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi au pus șaua pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă, să nu oprești pe drum decât când îi spune. Ea a plecat deci și s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său, Gehazi,
iată pe sunamita aceea. Acum aleargă, dar înainte ei, și spune-i, ești bine? Bărbatul tău și copilul sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, ea a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o, căci este tare amărâtă. Și Domnul mi-a ascuns lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci ea a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu mă amăgi? Și Elisei a zis lui Gehazi, încingeți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi le-o luase înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa după ei amândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii lui pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil. Și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și a venit la Elisei care a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Cu altă ocazie am aflat despre chemarea specială pe care a avut-o Elisei din partea lui Dumnezeu, despre slujba la care l-a chemat Dumnezeu pe Elisei, despre puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Elisei. Și tot în acest capitol, în paragraful anterior, se istorisește o minune pe care a făcut-o Elisei și acum, imediat, urmează o altă minune pe care Elisei o face în locul acesta. Cuvântul începe și descrie o femeie care, după numele cetății, îi se va spune Sunamita, nu îi se spune numele ei, exact de botez, dar ni se spune că era o femeie bogată, dar nu și zgârcită, nu și egoistă. Era o femeie bogată și avea calitatea aceasta, virtutea aceasta, să primească oaspeți, să găzduiască petrecători. Și unul din acești oaspeți deosebiți pe care Sunamita îi primește în casa ei este chiar Elisei. Spune cuvântul că ea stăruia de proroc ca să intre și să servească masa în casa ei. Ce frumos caracter! Ce frumoasă preocupare! Aceste femei care dorea să facă
o bucurie și altora. Știa de Elisei. Prorocii nu aveau un confort deosebit. Prorocii erau oameni al lui Dumnezeu care nu se preocupau de confort, nu se preocupau prea mult de lucrurile acestea pământești, dar ea a vrut să-i facă bucuria aceasta ca să aibă și el un loc unde să stea. Și s-a sfătuit cu soțul ei. Și au zis, omul acesta este un om sfânt. De unde a ajuns ea la concluzia că Elisei era un om sfânt? Elisei nu știa că ochii aceștia ai sunamitei îl urmăreau. Noi, de multe ori, pierdem din vedere că sunt niște ochi care ne privesc. În primul rând, este Dumnezeu care ne vede și ne privește, dar și pe orizontală sunt mulți ochi care ne privesc. Fie între vecini, fie la serviciu, oriunde, sunt niște ochi care ne privesc. Ce spun oamenii care ne privesc? Ce spun oamenii despre noi care ne văd? Pot să spună, cum spune sunamita soțului, omul acesta e un om sfânt. Este omul lui Dumnezeu. Sunamita, probabil, că atunci când Elisei poposea în casa lor, se umplea de liniște, de bucurie, de pace, devenea senină și plăcea mult ca Elisei să fie cât mai des în casa lor. Este și acea dorință și acea plăcere a Domnului Iisus Hristos atunci când poposea în casa din Betania. Era o atmosferă plăcută, era armonie, era iubire. La fel, sunamita simte prezența prorocului Elisei ca o binecuvântare pentru ea și pentru casa ei. Și femeia aceasta își pune această întrebare, ce să fac pentru omul lui Dumnezeu? Și se sfătuiește cu soțul ei și hotărăște să îi facă și lui o cameră, o cameră sus. Niște ziduri, patru ziduri acolo, un pat, un scaun și o lampă, un sfeșnic. Nu era un confort deosebit. Era strictul necesar. Avea nevoie și prorocul să se odihnească. Avea nevoie și prorocul de o măsuță la care să stea și probabil să prânzească. Și un scaun. Și avea nevoie și de o lampă. De ce oare? Probabil că sunamita îl vedea pe Elisei că el, chiar dacă se însera, el stătea mult și cerceta cuvântul, cerceta ce era scris, să cunoască cât mai mult despre Dumnezeu, să-L cunoască cât mai mult pe Dumnezeu. Și de aceea sunamita are grijă și de amănuntul acesta. Să nu-i lipsească și lampa de care are nevoie prorocul. Și zis și făcut, a plănuit împreună cu soțul lucrul acesta, s-au sfătuit și au construit o cameră, au pus un pat, un scaun și o lampă. Și prorocul venea și se odihnea, prânzea, se odihnea. Acum, prorocul se gândește și el. Iată, femeia aceasta a făcut o cheltuială. A făcut un sacrificiu. Și își pune și el întrebarea, ce aș putea să fac eu pentru ea? Așa este Dumnezeu. Niciodată nu rămâne dator. Întotdeauna Dumnezeu
are grijă să ne răsplătească pentru ce facem pentru El. Dacă ne amintim de împrejurarea când Domnul Iisus Hristos era pe țărmul mării împins de noroade și îi cere lui Petru corăbioara. Se-i promite corăbioara ca să o depărteze puțin de țărm, ca să poată avea mulțimea în față și să poată vesti Evanghelia la mulțimea aceea. Și Petru îi dă corăbioara goală. Dar nu rămâne nerăsplătit pentru ce face el. Pentru că o va trage la țărm în final plină cu pește. Dacă toată noaptea s-a trudit și n-a prins nimica, iată că a făcut un bine, a făcut un lucru bun pentru Mântuitorul. Și acum este răsplătit și se întoarce la țărm Petru cu corăbioara plină și încă una, plină cu pește. Dumnezeu răsplătește și o strângere de mână și un cuvânt bun spus. Ce minunat ar fi că atunci când venim cu bucurie la casa Domnului, atunci când venim cu inimă curată la casa Domnului, să știm că atunci când venim cu teamă față de Domnul, când venim cu respect, când venim cu evlavie, cu reverență înaintea Domnului, nu plecăm nebinecuvântați, nu plecăm nerăsplătiți. Este trist și poate nu este o insultă mai mare față de Dumnezeu când venim cu gânduri rele la adunare. Când venim cu o inimă plină de vicleșuguri, cu o inimă plină de răutate, este o mare insultă la adresa lui Dumnezeu. Dacă venim în starea aceasta, ca să ne prezentăm înaintea Lui. Trec mai departe la text. Elisei întreabă pe Sunamita, cum pot să te răsplătesc? Ce pot să fac eu pentru tine? Dar Sunamita, smerită, spune, Doamne, sau Domnul meu, sunt liniștită, trăiesc în pace, am de toate, n-am nevoie de nimic, spune ea în zmerenia ei. Evident, ca orice mamă, ca orice femeie, și-a dorit să aibă un copil măcar. Acum lucrurile erau cam încheiate. Soțul ei era în vârstă, așa cum afirmă Gehazi. Când se sfătuiește Elisei cu Gehazi, ea n-a vrut. Dar totuși, ce am putea să facem noi pentru femeia aceasta? Care uită cât de mult se trudește, se sacrifică, câtă bucurie ne face. Gehazi zice, ea n-are copii, n-are niciun băiat. Și bărbatul ei este în vârstă. Și atunci Elisei o cheamă și spune, la anul pe vremea aceasta, îi ține un copil în brațe. Iată ce răsplată primește Sunamita din partea lui Dumnezeu. Și într-adevăr, așa s-a întâmplat. A rămas însărcinată și a născut un copil. Dar nu știm. De multe ori nu înțelegem de ce apar niște evenimente atât de dureroase în casa noastră, în viața noastră. Copilul creștea,
Era o bucurie pentru mama lui, pentru tatăl lui, pentru cei din jur. Și într-o zi spune, când tatăl era plecat la câmp cu secerătorii, a plecat și copilul să facă și el o plimbare, să ducă și el să vadă pe oameni, să vadă și el cum se muncește. Și atunci l-a luat o durere de cap și a început să spună tatălui, capul meu, capul meu. Tatăl a chemat un slujitor și a spus, du-l la mama sa. Parcă mi se pare așa de rece și lipsit de dragoste această atitudine a tatălui. Oare era mai important lucrul? Era mai important să continue lucrul acolo? Sau să se îngrijească de copilașul care striga în suferință și durere? Ce mult ar dori să ne pese de sufletele celor din jur. Cel mult ar trebui să ne preocupe mai întâi sufletele decât toate celelalte lucruri. Bătrânul tată și-a continuat lucrul lui acolo, dar pe copil l-a trimis la mama sa. Ce responsabilitate ar trebui să avem și ca mamă și ca tată de copii? Nu intră doar în sarcina unuia, ci copilul trebuie să aibă aceeași afecțiune și din partea mamei, dar și din partea tatălui. Trebuie să simtă lucrul acesta, să nu fie măsuri diferite. Ce frumos când copilul îți va spune, mulțumesc mamă că mi-ai purtat de grijă, mulțumesc mamă pentru felul cum ai crescut, mulțumesc tată pentru educația care mi-ai dat-o, mulțumesc tată că te-am simțit aproape totdeauna și a fost o protecție pentru mine, m-am simțit în siguranță, alături de tine. Mi-amintesc de un frate care îmi spunea, mergea și el la câmp, era timpul prășitului, la porumb. Este o muncă grea prășitul acesta manual. Dar mergea cu tatălui la prășit. El avea vreo 7 copilași, fratele acesta. Și trebuia să facă și munca aceasta grea pe câmp. Dar într-o dimineață i-a spus tatălui, tată, eu astăzi nu pot să merg la câmp. Păi, ce s-a întâmplat? De ce nu poți să mergi? Soția mea este bolnavă rău, se simte foarte rău și nu poți să o las singură. Tata a început să se supere. Bă, e timpul de săpat acum, e timpul prășitului. Lasă-o și hai la câmp. Urcă-te în căruță și hai la câmp.
Tată înțelege că nu pot să fac lucrul acesta. Vrei să mă întorc din seară să o găsesc moartă? Și fratele înțelept a rămas. Soția lui pierduse o sarcină și era într-o situație destul de critică. Cine putea să-i vină în ajutor soției lui decât în primul rând el? Și a rămas pentru că era și ea, erau și cei 7 copii care aveau nevoie și de îngrijire, de ajutor. Poate era nevoie de o salvare. După câțiva ani, fratele acesta a trebuit să plece din satul lui, să despartă de tatălui, să plece în altă parte. N-a simțit acea dragoste de tată. Chiar și mai târziu, chiar tatălui îmi spunea că nu-i place să muncească. Așa a interpretat el. Că nu vrea să muncească, că nu-i place să muncească. Lui nu-i păsa de ce era în casa lui, de suferința și durerea care venise în casa lui. Și spunea, lasă-mă, că n-ai ce-i face tu. Dacă moare, moare. Iată, când nu ai dragoste, poți să te comporți și așa, în felul acesta. Poți să răspunzi și în felul acesta. Copilașul a stat în brațele mamei, a stat pe genunchii mamei și a murit în brațele mamei. Și spuneam, oare de ce apare această durere, această suferință în viața omului, în familia omului? Dumnezeu în toate aceste lucruri are un scop. Și ne spune și nouă că toate lucrurile, toate, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Tsunamita a luat copilașul mort, l-a întins pe în odaie de sus, pe patul lui Elisei, a chemat și pe soțul, care a pus la dispoziție măgărițe și un slujitor și a plecat în grabă la omul lui Dumnezeu. Tsunamita nu-și pierduse nădejdea. Tsunamita mai avea o speranță. Când suntem cu Dumnezeu, întotdeauna este o speranță. Când Dumnezeu este la cârma vieții noastre, nu suntem fără speranță. Nu suntem lipsiți de această speranță, de această minune care vine de la El. Pornește Tsunamita și de departe este văzută și Elisei trimite pe Gehazi să o întâmpine și îi spune, întreabă-o, ești bine? Bărbatul tău, copilul tău sunt bine? Tsunamita spune, bine. Era bine? Dar ea înțelege că nu era cazul să-și descarce sufletul ei lui Gehazi. El văzuse și pe Elisei și a tras concluzia aceasta și a spus că e omul lui Dumnezeu. Îl văzuse și pe Gehazi. E evident că și Gehazi dormea tot în casa lor. Făcuse o odăiță pentru Elisei, dar nici pe Gehazi nu lăsa să
fără un loc de dormit. N-avea credere în Gehazi. Nu-și descarcă sufletul ei, durerea ei înaintea lui Gehazi și ea merge mai departe. Merge la Elisei. Și Elisei vede durerea. Și atunci Elisei trimite pe Gehazi. Ia toiagul și du-te la copil. Gehazi pornește, te duce, pune toiagul pe fața copilului, nu se întâmplă nimic. Se întoarce și spune, copilul nu s-a trezit. Dar sunamita nu vrea să plece fără Elisei. Dacă nu mergi tu, nu mă voi întoarce nici eu. Elisei pleacă cu sunamita și ajunge în odaia de sus. Și încuie ușa după el. Ajunge în odaia unde el s-a odihnit de atâta ori. Dar ajunge în odaia unde el s-a rugat de multe ori. Ce face și acum? Spre deosebire de Gehazi care ia toiagul și îl pune peste copil, el se începe cu altceva. Spune, s-a închis ușa și s-a rugat. În odăiță acolo, în rugăciune, se pot întâmpla miracole. În odăiță ascunsă, în rugăciune, poți să muți și munții și dealurile, așa cum spune Cuvântul Dumnezeu, dacă faci acea rugăciune cu credință. Credința a făcut și de data aceasta rugăciunea Elisei. S-a rugat și apoi s-a întins peste copil care era întins în pat, în patul lui. În Elisei era viață din Dumnezeu. Elisei trăia viața aceasta cu Dumnezeu. Și viața aceasta din Dumnezeu a trecut și asupra copilului. Viața din Dumnezeu poate învinge chiar și moartea. Părtășia cu Dumnezeu, legătura cu Dumnezeu, poate birui și moartea. Ca să nu mai spunem de multe alte lucruri. Viața din Elisei. A înlăturat moartea. A alungat moartea care era în copil. Și copilul prinde viață. Intră viață în el. Am spus toate acestea ca să ne ajute să ne punem încrederea în Dumnezeu nostru care este viu și adevărat. În Dumnezeu nostru care face minuni. În Dumnezeu nostru care ne vede, ne știe, ne cunoaște. Am spus lucrurile acestea pentru că și atunci când trecem prin durere, prin suferință, există o șansă. Durerea este cea care ne duce la picioare, Domnul Iisus. Suferința lucrează în noi o credință mai mare, o apropiere mai mare de Dumnezeu. Credința sunamitei a fost răsplătită. În primul rând, sunamita a primit un fiu. Când s-a născut, după aceea sunamita reprimește fiul când este înviat și nu se oprește aici binecuvântarea lui Dumnezeu. Vor veni niște ani de secete, de mare foamete și prorocul îi va spune, pleacă din locul acesta, că va fi mare foamete și sunamita pe timpul acelei foamete de 7 ani va pleca în altă parte.
Și apoi, când se întoarce tsunamita în țară, ea primește tot ce au văzut înainte din partea împăratului personal, pentru că așa a lucrat Dumnezeu și împăratul s-a interesat de Elisei. Ce minune a făcut Elisei! Și când Gehazi îi povestea împăratului și de cazul tsunamitei, apare tsunamita. Venit în audiență la împărat, se spune ca să-i se dea ogoarele care le avea, care erau moștenirea ei. Cum a îmbinat Dumnezeu lucrurile acestea? N-a fost o coincidență. Este harul Dumnezeu. Și împăratul zice să-i se dea toate ogoarele și mai mult. Tot ce a rodit în cei 7 ani, să-i se dea acestei femei rodul acestor ogoare. Iată răsplata credinței. Domnul Iisus Hristos a fost răsplătit de Tatăl după ce a săvârșit lucrarea aceasta de mântuire pentru noi păcătoși. I s-a dat numele care e mai presus de orice nume. I s-a dat locul cel mai înalt în gloria cerească. Și Domnul Iisus ne răsplătește credința noastră, încrederea noastră în El, să fim și noi împreună cu El, acolo unde este locul de moștenire al Lui și al nostru. Domnul să ne ajute ca să avem această credință în Dumnezeul nostru, care ne răsplătește această credință și aici, dar și în veșnicie. De asemenea, Domnul să ne ajute să înțelegem că suntem în casa Domnului și trebuie să fim eliberați de orice gând, de orice duh care îl necinstește pe El, care nu îl onorează pe El, pentru ca rugăciunile noastre să fie ascultate și împlinite. Amin. Amin.